decât toți cei care sunt în afară, persoane care vor să aducă un pic de plus valoare în viețile lor. Sunteți de acord că sunteți persoane de genul ăsta? Da. Super. Mă bucur. Noi oamenii de obicei când ne întâlnim între noi sau când mergem la diferite întâlniri și sunt o foarte mare parte din oameni care eu nu-i cunosc și nu i-am văzut niciodată până în seara asta, urmează să-i cunosc, ne creăm o primă impresie, da? Și prima asta impresie de obicei este foarte importantă. De ce? Pentru că datorită primei impresii va rămâne un impact pozitiv sau mai puțin pozitiv pe o perioadă foarte îndelungată sau poate pe tot restul vieții. Adevărat? Așa. Noi de obicei comunicăm cu ajutorul limbajului non-verbal și limbajului verbal. Specialiștii spun că cam 90% comunicăm cu ajutorul limbajului non-verbal și doar 7% prin cuvinte. Sunteți de acord? Ok. Haideți să vedem de ce este atât de important să cunoaștem un pic subiectul de prima impresie sau cum îl putem îmbunătăți, pentru că spun specialiștii că am putea să îmbunătățim impactul care îl lăsăm atunci când vorbim cu o persoană necunoscută. Și de ce? Pentru că de multe ori noi, inconștient, transmitem niște informații care, de fapt, nu ne caracterizează pe noi. Da? Și aici am o mică povestioară personală, așa. Acum mulți ani în urmă, când eu eram studentă, am mers la niște colegi. Era vara, stăteam într-un foișor, mama băiatului tot mi servea cu tot felul de bunătăți. Și când am plecat de acolo, el mi-a pus o întrebare. Vrei să zic ce m-a întrebat mama mea? Și eu am zis, ok, sigur că vreau să... despre mine. Și eu am zis, da. Întrebarea fusese, ea știe să vorbească? Da. Și eu am rămas super șocată, pentru că eu știam să vorbesc și vorbeam foarte mult în cercul de prieteni, dar pentru că am fost un pic mai timidă, mai retrasă, am creat o primă impresie de persoană timidă, da, distantă. Și de multe ori lucrurile astea le facem fără să conștientizăm, da? Fiind mai timide, dacă suntem mai vorbăreți, așa mai bine de spus, câteodată creăm o senzație de aroganță, de egocentrică, așa, o persoană, că le știm pe toate, că le cunoaștem pe toate. Adevărat? Sunteți de acord cu ceea ce zic eu? Ok. Cum credeți? Ce se întâmplă în mintea unui om atunci când ne întâlnim pentru prima oară? La ce se gândește el? Ce vede în primul rând? Aspectul. Aspectul. Atunci când începem să discutăm, gesturile, felul nostru de a fi, felul nostru de a transmite mesajul. Și dacă am ști cu adevărat ce gândește omul despre noi, credeți că am putea îmbunătăți un pic lucrurile? Da. Ba da, un pic am putea să schimbăm lucrurile. Ok, hai să vedem cum putem să îmbunătățim. Pentru că specialiștii au zis că dacă studiem aspectul ăsta și un pic ne urmărim pe noi, felul nostru de a ne mișca, felul nostru de a vorbi, putem transmite sau putem lăsa o primă impresie mult mai bună decât dacă n-am conștientizat lucrurile astea. Și spun ei că sunt câteva elemente care pot fi îmbunătățite. Și unul din elementele respective este atitudinea. Credeți că este important cu ce atitudine mergem la o întâlnire sau atunci când vorbim cu o persoană sau atunci când ținem un discurs sau atunci când mergem, nu știu, la o distracție? Este foarte important. Important este să luăm atitudinea potrivită pentru întâlnirea respectivă, pentru că dacă mergi la o mormântare, nu poți să mergi cu atitudine de distracție, da? Pentru că e nevoie să ne luăm atitudinea respectivă pentru întâlnirea dată. Un alt element ar fi mersul. Credeți că e important cum ne mișcăm? Foarte important. Ați întâlnit vreodată persoane care se mișcă foarte lent? Ce impresii v-au creat? De leneși, de... Specialiștii spun că atunci când noi mergem cu un mers un pic mai apăsat și mai îndrăzneț, așa, dacă facem mișcările un pic mai rapide, cu 10-20%, creăm o impresie de o persoană încrezătoare
și o persoană importantă, da? Dacă e vorba de un mediu unde te miști. Persoane care se mișcă un pic mai rapid, te uiți, le urmărești mai ușor decât cei care sunt mai lenti. Da? Sunteți de acord cu asta? Da. Ok. Un alt element spun ei că este zâmbetul. Cum credeți? Chiar are importanță zâmbetul atunci când te întâlnești cu o persoană, dacă zâmbești sau nu? Foarte mare. Categoric. Pentru că atunci când zâmbim, de fapt deschidem discuția, zâmbetul este ca și cum ar fi o invitație la o discuție sau la o relație de prietenie. Și în felul ăsta deja avem creat un prim pas pentru deschiderea discuției. Un alt element este contactul vizual. Atunci când vorbești cu un om, este important să te uiți, să păstrezi, de fapt, contactul vizual, dar să nu fii prea insistent ca să nu creezi senzația că vrem să-l dominăm și nici prea scurt, da? Nici prea scurt ca să nu creăm senzația că nu suntem interesați de persoană sau de discurs. Un alt element ar fi numele. Da? În momentul când vorbești cu cineva sau cunoști pe cineva, este foarte important să-i reținem numele și să-l numim pe nume în continuare. De ce? Pentru că atunci când noi auzim numele nostru, un pic ne concentrăm atenția. Pe lângă faptul că este foarte plăcut când cineva îți spune pe nume, adevărat? Te concentrezi pe parcursul discuției, atunci când îți auzi numele, te concentrezi mai bine. Complimentele, zic specialiștii, sunt foarte importante. Atunci când tu faci un compliment real, mă refer la un compliment adevărat, adică nu doar de dragul de a face un compliment așa ca să pare drăguț, da? Contează foarte mult pentru că un compliment spus la momentul potrivit poate lăsa o impresie foarte bună. Vestimentația. Credeți că este importantă vestimentația? Da. Foarte importantă. Atunci când mergi într-un mediu și vezi bărbați îmbrăcați la costum, din start îți dă senzația că este un om de succes, un om de afaceri, un om care, chiar dacă nu este de afaceri, da? Dar vestimentația corect aleasă, potrivită, creează niște senzații de, mă rog, nu știu, false, nu vreau să zic false, da? Dar te predispune să fii mai deschis sau îți lasă o impresie mult mai bună. Un alt element foarte important ar fi, să-mi amintesc care mai sunt, ajutați-mă voi, care mai este? Credeți voi că este un element important în momentul când, da, vă rog. Să fii tu însuți. Exact. Asta este cel mai important. Cât de mult n-am încercat noi să creăm o primă impresie super bună, cea mai bună impresie este atunci când tu ești tu însăți, exact așa cum te știu prietenii tăi. Da? Putem să punem un zâmbet în plus, putem să avem spatele drept pentru a avea o postură mai bună, dar dacă tu nu te simți bine în apele tale, în postura ta, oricum va fi un pic fals, da? Și e nevoie să ne obișnuim, să ne creăm acea atitudine care ne caracterizează pe noi însăși ca persoane, în care ne vom simți noi bine. Credeți că dacă astea câteva elemente, un pic le-am putea îmbunătăți, ne-ar ajuta în ceea ce facem noi? Un pic, da. Acum, în final, vreau să vă zic că prima impresie contează și spune toată lumea că contează, dar este foarte important să avem o următoare sau a doua întâlnire cum ar veni, doar datorită primei. Și în momentul când vrem să creăm o impresie bună, este bine să fim noi însăși, să ne bucurăm de ceea ce avem în interiorul nostru ca să putem transmite mesajul către interlocuitorii noștri. Vă mulțumesc!